domni, aș vrea să vă ridicați în picioare. Nu neapărat pentru ceea ce va urma și oficial domnul profesor Laiusef, președintele acestei comisii va gestiona. Eu v-am rugat să vă ridicați în picioare pentru că astăzi ar fi împlinit 75 de ani un mare savant, un mare decan, prorector și rector al acestei universități, dar mai presus de toate, un mare om. Este vorba de profesorul nostru drag, al tuturor celor de aici, cel cu care și-a început Mihai Groza teza de doctorat, imediat decât profesor Bocșan. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere memorială. Stimați colegi, distinși și invitați, îmi face deosebită plăcere să conduc astăzi ședința publică de acordare a titlului de doctor în istorie a domnului doctoral Mihai Octavian Groza asupra tezei de doctorat a domeniului sale, unirea Transilvaniei și Banatului cu legatul României, ideologie și acțiune politică, avându-l ca și coordonator pe domnul profesor Nicolae Bocșan, plecat prea devreme dintre noi, și domnul academician profesor universitar dr. Ioan Bolovan, aici de față. În consecință, comisia de astăzi de acordare a titlului de doctor este formată din următorii membri: academician profesor universitar dr. Ioan Bolovan și coordonatorul tezei de doctorat, distinsa noastră colegă cercetător științific dr. Mirela Andrei de la Institutul de Istorie George Valis al Academiei Române, domnul profesor universitar dr. Cornel Sigmirean de la Universitatea Târgu Mureș și Academia Română și, nu în ultimul rând, colegul nostru, conferențiar universitar dr. Ioan Crugea de la Universitatea Babeș-Bolyai și susemnatul de Universitatea Dr. Marisesa de la Facultatea de Istorie Universitatea Babeș-Bolyai. Așa după cum cere cutuma și ritualul de acordare a titlului de doctor, înainte de toate, îi solicit colegului nostru, Mihai Octavian Groza, să prezinte în câteva minute teza domniei sale și mulțumesc. Domnule academician, domnilor profesori, distinși invitați, închei astăzi un capitol din ceea important, din ceea ce a însemnat devenirea mea intelectuală. Susținem astăzi teza de doctorat pe care, așa cum bine s-a subliniat anterior, am început-o sub coordonarea domnului profesor Nicolae Bocșan și am finalizat-o sub coordonarea domnului academician profesor universitar dr. Ioan Bolovan. O teză de doctorat intitulată Unirea Transilvaniei și Banatului cu Regatul României, ideologie și acțiune politică. Cred că suntem convinși cu toții de faptul că evenimentele anului 1918 au ocupat și continuă să ocupe un loc important în istoriografia românească. Despre aceste evenimente s-a scris îndelung, în toate epocile care au urmat anului 1918 și din diferite perspective. Cu toate acestea, însă, continua cercetarea documentelor de arhivă ne permite să venim, iată, și la mai bine de 100 de ani de la consumarea acelor evenimente cu noi perspective asupra acestora. Ce am încercat să fac prin prezenta teză de doctorat? Am încercat să realizez o sinteză generală asupra a ceea ce s-a întâmplat în Transilvania și Banat în toamna și iarna anului 1918, respectiv lunile octombrie, noiembrie și decembrie 1918, pornind de la câteva întrebări de cercetare, pe care le-am și enumerat în slide-ul care rulează.
1. Prin ce s-a caracterizat peisajul politic central este european la sfârșitul primului război mondial? 2. Care au fost formele de manifestare ale românilor din Transilvania și Banat în toamna și iarna anului 1918? 3. Care au fost pașii constituirii Consiliului Național Român Central, rolul asumat și cum a decurs activitatea acestui organism pe parcursul celor 3 luni amintite? Și 3. Putem vorbi despre o ideologie a unirii Transilvaniei și Banatului cu regatul României? Nădăjduiesc că acestor 4 mari întrebări de cercetare am răspuns pe parcursul celor 5 capitole ale lucrării. 5 capitole care sunt precedate de o introducere, urmate de concluziile firești și de bibliografia pe care am consultat-o în vederea întocmirii acestei teze de doctorat. Așa cum am spus, lucrarea este împărțită pe 5 capitole, după cum urmează: capitolul 1, Marea Unire, trasee istoriografice; capitolul 2, Finis Austrie, preluând un titlu de capitol din istoria Imperiului Habsburgilor semnat de Jean Béranger, Finis Austrie; capitolul 3, Consiliul Național Român Central și structura de putere românească în Transilvania și Banat; capitolul 4, Gărzile Naționale Române, constituire, organizare, atribuții; și capitolul 5, Drumul spre Alba Iulia, ideologie și acțiune politică. Teza de doctorat continuă într-o bună măsură ceea ce am cercetat și studiat mai întâi la licență, iar mai apoi la masterat. În anul 2015, când am susținut examenul de admitere la doctorat, domnul profesor Bocșan mă îndruma să continui această temă de cercetare. La masterat studiasem Consiliile Naționale din fostul Comitat Alba Inferioară și domnul profesor mi-a spus atunci că ar merita să extindă acea cercetare la nivelul întregii Transilvanii și mai apoi și asupra Banatului. Deci, chiar dacă noi întotdeauna spunem că noi ne-am ales tema de cercetare, e bine să recunoaștem că profesorul nostru îndrumător este cel care ne insuflă tematica, subiectul tezei de doctorat, subiectul cercetării noastre. Acesta a fost și cazul meu. Am început munca în anul 2015. Munca de documentare am realizat-o în Cluj, la Alba Iulia, la Sebeș, în arhivele din Cluj, din Alba, Bistrița, Năsăud, Sălaj și Sibiu, surse documentare pe care le-am completat cu literatură de specialitate și cu ceea ce mai nou se numesc surse documentare electronice. Marile instituții din țara noastră, fie că vorbim de biblioteci universitare, fie că vorbim de muzee sau arhive, au început să-și digitalizeze fondurile de carte și fondurile arhivistice, ceea ce au constituit pentru noi, mai ales în anii de pandemie, un real sprijin. Toate aceste materiale documentare am încercat să le analizez dintr-o perspectivă cantitativă și calitativă, mai apoi, după care a urmat o analiză de conținut a documentelor arhivistice și a surselor secundare. În primul capitol, așa cum ieșea de bine oricărei teze de doctorat, am încercat să realizez o retrospectivă asupra scrisului istoric dedicat Unirii Transilvaniei și Banatului cu regatul României. Am împărțit acest capitol pe mai multe intervale cronologice. Mai întâi am analizat istoriografia perioadei interbelice, pe care eu am denumit-o istoriografia justificativă, pentru că cei care scriu despre evenimentele anului 1918 în această perioadă sunt în mare parte cei care au și participat la acele evenimente. În cel de-al doilea capitol am analizat istoriografia perioadei comuniste, pe care eu am denumit-o istoriografia instrumentalizată de rigorile regimului comunist. Subcapitolul 3 este dedicat istoriografiei de după 1989, iar cel de-al patrulea subcapitol este dedicat istoriografiei rezervate contribuției social-democraților la realizarea Marii Uniri. Un segment istoriografic care a fost mai puțin analizat în cercetarea românească, cel puțin din ultimii 30 de ani. În cel de-al doilea capitol, intitulat Finis Austrie, am încercat să surprind etapele prăbușirii monarhiei austro-ungare în toamna anului 1918 și să urmăresc modul în care
naționalitățile acestui imperiu și-au proclamat dreptul la autodeterminare. Mai apoi am încercat să prezint activitatea primelor organisme naționale românești constituite la începutul lui octombrie, la sfârșitul, îmi cer scuze, lui octombrie 1918, sub impactul lansării manifestului imperial către popoarele mele credincioase. Manifest imperial care permitea naționalităților din imperiu să se organizeze în consilii și senate militare, respectiv naționale. Pornind de la acest manifest, românii și-au creat trei organisme naționale. Unul la Viena, unul la Praga, iar unul în portul Pola din Croația. Senatul Militar Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena, organism care a funcționat 28 de zile, între 31 octombrie și 27 noiembrie 1918, Legiunea Română din Praga, care a funcționat între 20 octombrie și 24 noiembrie 1918, și Garda Națională a Marinarilor din Pola, 30 octombrie, 20 noiembrie 1918. Ce au fost, în fapt, aceste organisme? Au fost niște structuri menite să-i organizeze pe soldații români, transilvaneni și bănățeni, care se întorceau de pe front spre casă. A fost soluția găsită de români pentru a-i organiza pe acest soldat și pentru a-i transporta spre Transilvania și Banat în ordine. De ce tocmai Viena, Praga și Pola? Din trei motive simple. La Viena era principalul nod de cale ferată al Imperiului. La Praga se aflau două unități importante în care se regăseau foarte mulți români, iar la Pola era sediul general, cartierul general al flotei austro-ungare. Am selectat și câteva imagini reprezentative pentru activitatea acestor organisme. O fotografie de la momentul în care soldații din Viena au depus jurământul față de națiunea română, o fotografie cu membrii gărzii naționale din portul Pola. Cel de-al treilea capitol este dedicat Consiliului Național Român Central și activității organismelor naționale românești din Transilvania și Banat. Am pornit acest capitol de la analizarea manifestărilor anarhice din toamna anului 1918. Pe fondul vidului de autoritate, pe fondul întoarcerii soldaților români la casele lor, au avut loc o serie de manifestări violente, pe care am încercat să le surprind, în primul rând pe baza memorialisticii, iar mai apoi pe baza materialelor publicate în presa vremii. Am încercat să prezint mai apoi drumul spre reactivarea Partidului Național Român din Transilvania în toamna anului 1918, modul în care acesta a hotărât să proclame dreptul românilor la autodeterminare prin acea declarație de la Oradea, citită de Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta. Am încercat să surprind și modul în care socialdemocrați, gruparea socialdemocrată a trecut de la susținerea principiilor internaționalismului politic la susținerea ideii naționale pe parcursul intervalului 1917-1918, pentru ca în finalul acestui capitol să mă ocup efectiv de momentul apropierii Partidului Național Român din Transilvania, de gruparea socialdemocrată, de momentul constituirii Consiliului Național Român Central. Am realizat și câteva biografii ale membrilor acestui organism, iar mai apoi m-am ocupat de activitatea consiliilor naționale, comitatense și locale, cu accent pe cele din Comitatul Alba Inferioară, pe care le cunoșteam cel mai bine în urma cercetării derulate în cadrul stagiului de masterat. Capitolul 4 este intitulat Gărzile Naționale Române, Constituire, Organizare și Atribuții. În paralel cu acest organism, Consiliul Național Român Central, românii și-au organizat și o forță armată, formată în principal din soldați întorși de pe front, dar nu numai. Din acest motiv am intitulat Gărzile Naționale, mâna în armată a Revoluției anului 1918. Am prezentat modul în care, după ce Consiliul Național Român Central și-a stabilit sediul la Arad, au luat naștere aceste formațiuni militare, modul în care au evoluat în primele zile ale anului, ale lunii noiembrie 1918, după care am prezentat momentul în care s-a instituit o comandă unică a acestor
Gărzi Naționale, respectiv Comanda Supremă a Gărzilor Naționale Române, la 11 noiembrie 1918, cu sediu la Arad, organism pus sub conducerea maiorului Alexandru Vlad, fratele lui Aurel Vlad, cel care făcea parte din Consiliul Național Român Central. Iar în finalul acestui capitol am prezentat contribuția pe care gărzile naționale au avut-o la organizarea și apărarea adunării naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Gărzile naționale trimise la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 fiind puse sub comanda capitanului Florian Medrea, cel care a și proiectat apărarea acestei adunări. În ultimul capitol al lucrării, intitulat Drumul spre Alba Iulia, ideologie și acțiune politică, am prezentat mai întâi momentul tratativelor româno-maghiare, consumate între 13 și 14 noiembrie 1918 la Arad, tratative în urma cărora românii au hotărât că este cazul să meargă pe drumul lor și să se despartă definitiv de Ungaria, așa cum bine exclama Iuliu Maniu la finalul acestor tratative. Mai apoi am prezentat momentul convocării Marii Adunări Naționale, alegerea delegaților pentru această adunare, delegați care până la urmă s-au dovedit a nu fi 1228, cum cifră care era încetățenită până acum în istoriografia de specialitate, ci mult mai mulți. Am prezentat dezbaterile din jurul proiectului de rezoluție, dezbateri care s-au consumat în preziua Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia și am prezentat și desfășurarea efectivă a acestei adunări. Mai apoi am inserat câteva reflecții pe marginea discursurilor rostite în cadrul adunării de la Alba Iulia, discursuri rostite de corifeii mișcării naționale din toamna și iarna anului 1918, respectiv Ștefan Ciciopop, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și Iosif Jumanca. Primii trei reprezentanții Partidului Național Român din Transilvania, ultimul reprezentantul grupării social-democrate românești. Iar în final am avut un capitol dedicat ideologiei, cristalizării ideologiei naționale în toamna și iarna anului 1918, cristalizare care a putut fi urmărită pe baza actelor, manifestelor și proclamațiilor lansate de Consiliul Național Român Central, parte publicate în ziarul Românul, majoritatea documentelor, țin să subliniez acest lucru, fiind elaborate de Vasile Goldiș. Vasile Goldiș a fost creierul mișcării naționale din toamna și iarna anului 1918, era profesor ca și formație intelectuală și era singurul care putea să așeze atât de bine și atât de potrivit cuvintele pe foaia manifestelor și proclamațiilor elaborate în acea perioadă. În linii mari, acesta este rezumatul tezei pe care astăzi o prezint în fața dumneavoastră. O teză care, așa cum am spus, și-a propus încă de la început să realizeze o sinteză asupra unirii Transilvaniei și Banatului cu Regatul României. Consider că prin această lucrare, dincolo de caracterul ei de sinteză, am adus și câteva contribuții la cunoașterea evenimentelor anului 1918. Cred că cele mai importante contribuții ale acestui demers științific sunt cele legate de acele organisme constituite la începutul toamnei lui 1918 la Viena, Pola și Praga, cele referitoare la manifestările violente din toamna anului 1918, precum și cele referitoare la activitatea social-democrat, grupării social-democrate din Transilvania și Banat, care grupare pe care am decis să o studiez tot de la sugestia domnului profesor Bocșan. La începutul anului 2016, doamna Dana Bocșan ne-a permis să îl vizităm pe domnul profesor, momente în care dânsul ne-a spus, uite, am un text, dânsul lucra la Memorialistica Bănățeană, am un text semnat de un social-democrat. De ce nu te gândești să incluzi în teza ta și o scurtă analiză a acestei grupări și a modului în care ea a subscris la ideea națională în toamna anului 1918. Bineînțeles, sunt conștient că
lucrarea are și limitele ei. Nu este o lucrare perfectă, este o lucrare perfectibilă. Dar, așa cum ne-a avertizat domnul profesor Bocșan la începutul stagiului doctoral, doctoratul este un moment de începerea unei cercetări care poate fi continuată pe parcursul vieții întregi. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că din fiecare capitol al tezei, în viitor s-ar putea naște o lucrare de sine stătătoare. Îmi propun ca în viitor să dezvolt capitolele acestei lucrări și să introduc noi capitole referitoare la Marele Sfat Național și la Consiliul Dirigent, organisme instituite după Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Îmi propun să stărui în viitor asupra cazurilor particulare, le-am numit eu, ale mișcării naționale din toamna și iarna anului 1918, respectiv Senatul Național Român din Ardeal, condus la Cluj de Amos Frâncu, un organism care la un moment dat părea o tentativă de dedublare a activității Consiliul Național Român Central, dar lucrurile cred că nu au stat așa și trebuiesc puțin nuanțate. La sugestia domnului profesor Doru Radosav, aș dori să introduc un subcapitol despre Vicariatul Național de la Carei, un organism care a funcționat în paralel cu CNR Carei, un organism care a vrut să sublinieze desprinderea românilor de sub episcop, de sub jurisdicția episcopiei de Hajdú-Dorog. De asemenea, îmi propun să cercetez în viitor modul în care consiliile naționale, comitatense și locale au conlucrat pe parcursul lunii noiembrie 1918 și, la sugestia domnului profesor Bolovan, mi-aș dori să încerc, în momentul în care voi avea versiunea publicată, să introduc în capitolul 2, un subcapitol rezervat celorlalte organisme naționale constituite la nivelul naționalităților din Imperiul Austro-Ungar în toamna lui 1918. Acum am făcut-o, dar la modul lapidar și ar merita să aprofundez acest subiect. Cred că până în momentul de față în istoriografia românească nu există o astfel de analiză. În linii mari, acestea au fost gândurile pe care am vrut să le prezint în fața dumneavoastră în legătură cu teza pe care o apăr în fața distinșilor profesori și sper că m-am încadrat în timpul alocat prezentării mele. Vă mulțumesc pentru atenție! Distinși colegi, în continuare îi dăm cuvântul coordonatorului ca și domniile voastre, ca să nu fac o notă discordantă cu restul. În primul rând, am să citesc tot referatul, pentru că el va fi oricum un document public, sau este deja un document public pe site și alte locuri unde trebuie să ajungă documentele oficiale ale susținerii publice. Să fac un rezumat asupra acestuia. Începând cu o observație care este foarte importantă în condițiile învățământului românesc de tip Polonia, care ne conceptează destul de mult ca tezele de doctorat, mai ales la unii să se termine în 3 ani. Mihai Groza este încă un doctorant de modă veche. Adică așa cum au fost profesorii și cei care l-au inițiat în tainele cercetării mai întâi, profesorul Bocșan, pe care l-am invocat mai devreme, care până să ajungă să finalizeze și să pună pe masa unei comisii de evaluare o teză de doctorat, au trudit și au publicat cărți, zeci de articole, adică au demonstrat capacitatea de a culege informații, inclusiv în arhive, în biblioteci, de a prelucra, de a sintetiza, de a compara și apoi de a produce aceste rezultate științifice, studii, articole și mai ales cărți. Mihai Groza a mers pe acest model al lector,
teză de doctorat, ci până să-și finalizeze teza, să mai demonstreze aptitudini și competențe științifice. Sigur că în trei ani nu se poate. Așa cum au gândit onorabilii de la Bruxelles, sistemul acesta Bologna, dar în 7 ani se poate. Avem un exemplu în fața noastră. Nimeni, într-adevăr, nu ne obligă decât constrângerile acelor proiecte cu finanțare europeană, care doctorandul care primește burse europeană trebuie să aștepte teza în 3 ani. Acolo, constrângerile, sigur, sunt evidente și nimeni nu poate risca să returneze banii primiți, dar altfel, iată că o cercetare doctorală și astăzi se poate face după tipicul, după rigor, deci după modelele pe care le-am avut înaintea noastră și noi. Altfel lucru pe care vreau să îl spun este că Mihai Groza este un doctorant și de modă nouă. Adică el este, la fel ca mulți dintre tinerii doctoranți, formați în ambianța post-revoluționară, debarasați de multe clișee, înainte le spuneam ideologice, că țineau de regimul comunist, actualmente le putem spune clișee legate de obstinația uneia sau altuia de a nu vedea multiperspectivitatea și a rămâne cantonat într-o interpretare unilaterală asupra trecutului. Mihai Groza este un doctorant de modă nouă și în ton cu exigențele pe care le avem în întreaga lume, în privința doctoranților, de a avansa idei noi, de a formula ipoteze și de a încerca să le verifice, să demonstreze veridicitatea lor. Asta l-a făcut să atace subiecte sensibile sau care au fost distorsionate de-a lungul de aproape secol de după Unirea Transilvaniei. Unul dintre aceste subiecte sensibile l-a enunțat, e vorba de contribuția social-democraților români din Transilvania în toamna anului 1918. Exagerată într-o foarte mare măsură înainte de 89, mai cu seamă în perioada 45-89, neglijată sau cuvasi neglijată după 90, pentru că, sigur, după decenii de distorsionare ideologizantă, mulți istorici au considerat că nu mai este cazul să ne ocupăm de subiecte compromise. Dar tocmai de aceea Mihai Groza și-a onorat salutul de doctorat, ocupându-se de un subiect compromis decenii la rând, restituindu-l așa cum se cuvine în prelungirea ceea ce doar denunțase într-o lucrare mai veche consacrată social-democrației românești, intervenise profesorul Jurcă de la Sibiu. Reluată foarte puțin de către Sorin Radu într-un studiu despre, într-un articol despre un document al social-democraților din Brașna, spre 1 decembrie, o altă viziune asupra declarației de unire. Mihai o face însă la modul onest, cu o informație evident bogată și faptul că a avut acces și la cel manuscris de care spuneam mai devreme, i-a permis să nuanțeze lucrurile legate de contribuția acestei importante forțe politice, secția română a Partidului Social Democrat din Ungaria, dar mai cu seamă a unei importante forțe sociale, la vremea respectivă, bine organizată, în sindicate și nu numai, cum era muncitorimea, în general muncitorimea, nu numai românească, de toate etniile din Transilvania, dar ceea ce ne privește, sigur, pe noi, muncitorimea românească, ori centre importante din Banat, dar și din vestul țării, au fost puternic ancorate în această mișcare sindicală muncitorească, care reprezenta, în toamna anului 1918, o forță organizată, disciplinată și care a urmat liderii pe care îi cunoaștem, cei care au și intrat în Consiliul Național Român Central. Al treilea aspect pe care vreau îl prezint aici este acela că Mihai a avut curajul să atace iarăși o altă problemă sensibilă, aceea revoluției din toamna
și contemporani, mulți dintre ei au numit cu acest termen ceea ce s-a petrecut la nivel local și apoi până la nivel central, până la momentul 1 decembrie de la Alba Iulia, preluarea de către români administrației Transilvaniei pentru prima dată o exclusivitate la nivelul întregii provincii a reprezentat o revoluție, o schimbare de regim. Apoi, problema socială care a mognit în cei 4 ani și mai bine de război, toate lipsurile și toate problemele care au existat la nivelul celor mulți. În mediul rural, mai cu seamă, populația Transilvaniei trăia aproximativ 85% în mediul rural, în 2018, dar și la nivelul orașelor. Aceste tensiuni au explodat în octombrie, noiembrie 1918, iar interpretările unilaterale de până în 1989 riscau să arunce o lumină neconformă cu realitatea asupra acestei revoluții de jos a celor mulți în privința înlăturării unei societăți nedrepte, marcată oricum de cei 4 ani de război. Pe baza interpretării sau reluării documentelor cunoscute deja din celebra anchetă a ASTRE și mă bucur este cercetătorul președinte al ASTRE, profesor Dumitru Acu, alături de noi, ASTRE a făcut atunci o mișcare extraordinară pentru posteritate prin Păcățean de a aduna mărturile despre revoluția și despre, sigur, și pierderile românilor în primul război mondial, dar despre ceea ce s-a întâmplat în aceste luni de toamnă fierbinte 1918. Deci Mihai are, în altfel rând, cum spuneam, meritul de a așeza într-o lumină corectă ceea ce a fost și revoluția națională, politică, administrativă și revoluția socială în toamna anului 1918. Sigur că dacă l-a invocat aici pe profesorul Radosav pentru a dezvolta un subcapitol cu acea entitate de la care i-a sugerat, pentru că în ultima vreme n-am mai avut timp să aducă la zi chiar toate lucrările din bibliografia de specialitate, să aibă în vedere și lucrarea profesorului Radosav între eu și Denis, dedicată unei analize semantice, politico-juridice, ideologice, a credenționalelor, o lucrare care sunt convins că ai văzut-o, dar în ultima vreme, fiind presat de predarea și încheierea în forma în care, oricum, este rotundă teza, n-am mai avut timp să o aprofundez, pentru că lucrarea profesorului Radosav, din acest punct de vedere, este una de pionierat în istoriografia românească. Sigur că Mihai și-a recunoscut limitele și a arătat ceea ce ar trebui să facă. Într-adevăr, cartea care va veni trebuie să mai detalieze aspectele pe care el și le-a propus să le dezvolte. Ele nu afectează faptul că nu au fost aprofundate această teză de doctorat. Una este teza de doctorat, alta este cartea. În ce vă privește, iertați modestia, de la susținerea tezei de doctorat în martie 99, într-o zi de 13, până la publicarea în iulie 2000, a trecut un an și ceva. Deci asta cred că se va întâmpla și cu Mihai, de la susținere și cu siguranță pot să anticipez acordarea titlului de doctor în istorie până la publicarea cărții. Va mai trece un interval în care va putea să dezvolte aceste subcapitole care sunt în ordine, în această manieră sintetică, dar pentru ca să avem peste un an și apoi cel puțin 30-40 de ani să nu se mai ocupe nimeni de această problemă, o sinteză asupra mersului spre Alba Iulia, ceea ce s-a întâmplat în lunile octombrie și noiembrie de la Transilvania, aceste completări de care a făcut vorbire Mihai sunt absolut necesare și atunci, într-adevăr, avem această sinteză în istoriografia românească care va trebui să fie tradusă și cel puțin în limba engleză, încât nimeni să nu mai poată adăuga mari lucruri în următoarele decenii. Sigur că sunt solidar cu toate împlinirile ca și conducător de doctorat, aceste mici, să spunem, neîmpliniri de care am vorbit, ele nu afectează în niciun fel calitatea tezei,
a unei cercetări doctorale, așa cum ne-am dorit să avem la toți doctorații noștri. De aceea am propus prezentarea tezei doctorale ședință publică pentru acordarea titlului de doctor în istorie, pe care eu personal, ca și conducător, o recomand această acordare și o susțin cu toată deschiderea și cu toată cu tot ceea ce este, cu ambele mâini, aș putea spune, a fi să votăm. Mulțumesc! Mulțumim frumos pentru cuvântul dumneavoastră. În continuare, dăm cuvântul colegei noastre, Mirela Popa Andrei, cercetător științific de la Institutul de Istorie George Balanța la Academie de Lucrări. Mulțumesc! Domnul director, să luăm și eu așa. Domnilor profesori, stimate candidat, distins auditor. Nu pot să nu remarc faptul că astăzi este o zi, chiar dacă s-a vorbit deja, o zi cu o mare încărcătură emoțională. În primul rând pentru Mihai, în al doilea rând pentru dumneavoastră, care ați ales astăzi să fiți aici în tribuna atât de frumos alături într-un lucru totul special, și în al doilea rând pentru noi toți, dată fiind ziua în sine, data de 24 septembrie, care pentru toți cei care l-au cunoscut, au colaborat, au fost alături domnului profesor Nicolae Bocșan, va rămâne cu o rezonanță deosebită în sufletele noastre pentru totdeauna. Așadar, îți dau citire unei părți a referatului, a raportului pe care l-am întocmit vis-a-vis de teza supusă atenției noastre. Următorul titlu nu mai citesc încă o dată, s-a tot vorbit despre... S-a tot amintit acest titlu. Lucrarea, teza de doctorat a domnului Mihai Octavian Grozan, abordează o temă bine definită, generos și riguros tratată în istoriografia națională de-a lungul timpului, fiind totodată și una de actualitate în spațiul istoriografic românesc contemporan, din a cărui memorie și activitate nu s-au șters încă ecourile celebrării centenarului Marii Uniri, 2018. În plus, după știința noastră, și deja lucrurile acestea stau confirmat prin ceea ce s-a discutat înainte, teza de față este parte a unui amplu șantier de cercetare deschis în anii 2013-2014 de către regretatul profesor Nicolae Bocșan, din dorința de a recupera și a restitui aspectele mai puțin cunoscute ale participării românilor la primul război mondial și la evenimentele care s-au desfășurat la sfârșitul anului 1918 în Transilvania Banat, dar și în alte teritorii românești. Subiectul abordat, extrem de ofertant, atât prin multitudinea și diversitatea aspectelor care poate fi explorat, cât și prin impresionanta cantitate de literatură de specialitate publicată, presupune asumarea unei mari responsabilități și a unui efort intelectual și științific deosebit, precum și a unei mari capacități de sinteză, calități pe care domnul Mihai Octavian Groza le dovedește cu prisosință pe parcursul acestui demers științific, ca de altfel în întreaga sa activitate de cercetare de până acum. Așadar, lucrarea pe care o avem în față se întemeiază pe o documentare arhivistică și bibliografică temeinică, fiind identificate, investigate și apoi utilizate cu profesionalism și acribie științifică informații prețioase provenite din 11 fonduri aflate în 6 unități arhivistice din Transilvania, 8 periodice, 56 volume de documente edite, 54 de lucrări din sfera memorialisticii, 52 dicționare enciclopedii bibliografii, 206 lucrări generale și speciale și 310 scuze și articole de specialitate, la care, așa cum spunea și doctorandul, se adaugă sursele acestea documentare electronice. Teza are o structură echilibrată, fiind împărțită în 5 capitole, precedate și de o introducere și urmate de o concluzie și o bibliografie extinsă, însumând un total de 359 de pagini și 1306 note de sector. Capitolele sunt în general bine proporționate ca număr de pagini, cu o excepție a capitolului 4, care este mai restrâns ca întindere, însă generos suprapoctul informației. Așa cum și autorul, doctorandul menționat, teza debutează, cum este firesc, cu o introducere, în care autorul își argumentează motivele alegerii subiectului, problematizează și realizează o succintă descriere a celor 5 capitole ale lucrării.
Așa cum construiește elaboratul științific, provin de la câteva interogații istorice pe care vi le-a supus atenției, așa că nu mai insist asupra lor, iar răspunsul la aceste interogații se constituie, de fapt, în cele 5 capitole ale lucrării. Apreciabil este faptul... Desigur, înaintea doctorandului Octavian Mihai Groza, mulți alți istorici români sau străini, ca de exemplu Keith Hitchens, au încercat să ofere răspunsuri prin demersurile lor științifice unor astfel de interogații, mai ales după anul 1990, când climatul politic din țară a permis formularea unor atari întrebări și mai ales construirea unor răspunsuri oneste și bine argumentate prin recursul la o largă categorie de documente, inclusiv la cele care în timpul regimului comunist nu au putut fi consultate. Meritul lucrării de față este acela că sintetizează răspunsurile științifice oferite de specialiști la aceste întrebări de cercetare, iar pe alocuri le nuanțează, le completează și le îmbogățește cu detalii științifice inedite, utilizând o paradigmă metodologică novatoare. Tot aici, în introducere, autorul prezintă metodele de cercetare la care a apelat și operează o clarificare a conceptelor utilizate pe parcursul lucrării. Nu am să mai insist asupra lor, pentru că domnul profesor Bălvan a vorbit despre aceste concepte, revoluție și așa mai departe, ne amintim mai devreme, sau mișcare revoluționară. În cel din tâi capitol, doctorandul nostru realizează o analiză critică a etapelor prin care a trecut scrisul istoric dedicat Marii Unii în cei 100 de ani care s-au derulat de la momentul istoric în cauză. Autorul evidențiază existența cel puțin trei etape distincte, pe care fiind amintite anterior, eu nu voi mai insista asupra lor. Și voi încerca să subliniez numai anumite aspecte, să spunem, mai deosebite. Mă voi referi, de exemplu, la partea de originalitate, sau ceea ce găsesc eu că este partea de originalitate în acest capitol întâi. Aportul de originalitate al acestui capitol întâi al tezei de doctorat este acela, și de fapt se regăsește această parte de originalitate pe tot parcursul tezei, este acela de a reliefa contribuția secției române, cum s-a spus de altfel mai devreme, a Partidului Social Democrat din Ungaria, la desăvârșirea Unității Statale Românești în 1918, aspect care a fost lăsat în umbră, s-a tratat foarte subiectiv în istoriografia națională, cel puțin până anul 1990, în funcție de interesele sau de strategia de moment a Partidului, Social-Democrații fiind ba puși la index, ba recuperați în sensul legitimării Partidului Comunist Român. În consecință, autorul propune în mod justificat relecturarea și reevaluarea lucrărilor scrise de Social-Democrații Români din Transilvania, în calitatea lor de participanți la marele eveniment politic, alături de consultarea celor mai recente ediții de documente aferente acestei problematici și recursul la materialul arhivistic încă nevalorificat. Parcurgând cu atenție teza de față, aflăm că socialdemocrații s-au implicat profund în evenimentele sfârșitului de anul 1918 și că, animați de un real sentiment național, au renunțat la internaționalismul socialist în favoarea împlinirii idealului unității naționale. Iar în momentele cruciale au dat soluții viabile și ferme, cum a fost, de exemplu, acela care s-a pus în discuție asumarea Ministerului Transilvaniei și a teritoriilor rupite de români din Ungaria. Cu acel prilej, socialdemocrații, prin vocea lui Denia Grăpini, s-au pronunțat împotriva înaintării către Consiliul Național Maghiar de la Budapesta unui memorandum, propunând ca variantă o notă ultimativă fermă, scrisă în limba maghiară pentru a fi corect înțeles ce doresc românii. Propunerea acceptată și pusă în practică pe 10 noiembrie 2018. De asemenea, socialdemocraților îi se datorează caracterul democratic, chiar radical, pe alocuri ale rezoluției de la 1 decembrie 1918. Folosind documente inedite și edite, apelând la memorialistică, în mare parte publicată în ultimele decade, și la presa epocii, doctorandul reușește în cel de-al doilea capitol al tezei să aducă o contribuție reală la îmbogățirea informațiilor referitoare la înființarea și activitatea celor trei organisme militare românești, Senatul Militar Român Central al Ofițerilor Soldaților din Viena, Legiunea Română din Praga, Garda Națională a Marinerilor de la Polonia.
Așa cum autorul a afirmat în prezentarea dânsului, ce a realizat la începutul acestei întâlniri, aceste organisme, deși efemere ca existență, au avut o activitate importantă, deoarece au reușit, reușit să-și împlinească misiunea încredințată, aceea a concentrării, organizării și expedierii în condiții de siguranță a soldaților români aflați pe teritoriul fostei monarhii austro-ungare spre Transilvania și Banat. Acești soldați și ofițeri, odată ajunși acasă, aveau să se pună în serviciu națiunii române, fie activând în consiliile naționale, locale, fie înrolându-se mai târziu în gărzile naționale, iar ulterior în armata română. Doctorandul Mihai Octavian Roza este unul dintre tineri specialiști cu preocupări serioase pentru un astfel de subiect, fiind printre altele, cum s-a menționat deja aici, autorul unei ediții de documente referitoare la activitatea Senatului Ministrar Român, publicată în 2015. Apreciabil este faptul că autorul rămâne obiectiv și imparțial în toate împrejurările. Astfel, cu toate că apreciază oportunitățile politice aduse pentru naționalitățile din monarhia austro-ungară de sfârșitul războiului și de aderare la principiile wilsoniene, în special la principiul autodeterminării popoarelor, doctorandul remarcă cu luciditate și franchețe că sfârșitul cu luciditate științifică și franchețe, că sfârșitul dublei monarhii a însemnat și dispariția unui anumit tip de mentalitate, bazată pe disciplină și rigoare. Rămânând în aceeași zonă a corectitudinii și onestității științifice, autorul tezei remarcă faptul că soldații, dar mai ales ofițerii transilvanești și bănățeni, integrați în 1919 armate române, nu au fost tratați uneori în mod egal cu corporațiilor din legatul român, astfel o mare parte dintre ei au fost retrogradați, ceea ce pe mulți a determinat să demisioneze. Capitolul 3, extrem de consistent ca întindere și ca informație, analizează detaliat activitatea complexă a Consiliului Național Român Central, respectiv pe cea a Consiliului Naționale Locale, aflate în subordinea acestuia, iar după Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în cea a Consiliului Dirigent. Instituția care a înlocuit vechile autorități austro-ungare și a preluat administrația efectivă a Transilvaniei și Banatului. Acest capitol îi prilejește doctorandului ocazia de a aborda și a elucida unele aspecte mai puțin cunoscute sau neclare și de asemenea de a impune delimitări clare și foarte binevenite pentru cei care nu cunosc complexitatea politică și militară a sfârșitului de an 1918 sau să verifice unele teorii care circulă în istoriografie privitoare la diferitele aspecte din perioada premergătoare Uniunii. O astfel de teorie, de pildă, susținea că în perioada de pregătire și organizarea Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, modul de relaționare dintre Consiliile Naționale Române din Alba Iulia și Blaj a fost unul conflictual și competitiv. Bazată pe documentele de arhivă și surse secundare, analiza doctorandului Mihai Octavian Groza este în măsură să clarifice prezumția că între acestea ar fi existat un conflict pentru dubietate în comitatul Alba Inferioară, concluzia domniei sale fiind aceea că cele două organisme pot fi considerate un exemplu de bună colaborare încă de la începutul lunii noiembrie a 1918 până desfințarea lor la începutul lunii februarie 1919. Am dat acest exemplu pentru a arăta și partea de originalitate, ceea ce celelalte exemple pe care această teză de doctorat le aduce, precum și atribuția științifică a doctoratului care caută până la detaliu să demonstreze anumite lucruri sau să completeze și să nuanțeze anumite lucruri pe un subiect destul de fragmentat, să spun. Pentru că nu vreau să abuzez foarte mult de redarea dumneavoastră și pentru că știu cum mai urmează un doctorat, eu nu am să dau citire integrală referatului, cu atât mai mult cu cât va fi pusă și la dispoziția doctorandului și va putea vedea integral. Însă, aș dori să concluzionez următoarele. O singură remarcă aș avea în formă de observație, probabil, nu știu dacă vreți să fiți de acord cu mine, dar simt nevoia să o spun, mai spus și cu alte ocazii. Din punctul meu de vedere, acele, chiar dacă sunt extrem de frumoase și de încărcate cu o încărcătură emoțională extraordinară sau documentară, citatele extrem de lungi, eu aș prefera să le utilizăm în note de subsol. Adică citatele care depășesc 4, 5, 6 rânduri, cred că ar merge mai bine în note de subsol și nu în textul propriu-zis, în proteză de doctorat. Alte foarte mici observații sunt aici punctuale, deci sunt chestii de tehnoredactare, nu este nimic. Teza propusă respectă regulile și
rigorile științifice în rigoare, este scris într-un limbaj științific coerent și tehnoredactat într-un stil curat și îngrijit, cu un aparat critic excelent în dogmit. Având la bază o solidă documentare și o investigare temeinică, teza de doctorat, analizată, se constituie într-o lucrare științifică valoroasă. Domnul Mihai Octavian Groza a depus un volum impresionant de muncă, a făcut un efort mare să identifice, să sintetizeze și să analizeze o documentație bogată și diversă, a realizat cu diligență și rigurozitate o reconstituire originală a subiectului, toate acestea indicând un specialist format cu simțul analize, dar și al sintezei. Întemeiat pe aceste considerente și întrucât lucrarea de față îndeplinește condițiile științifice metodologice ale tezei de doctorat, având în vedere profesionalismul și atribuirea cu care doctorandul a cercetat acest subiect, ne pronunțăm cu toată responsabilitatea pentru acceptarea lucrării și înaintarea ei spre susținere și propunem ca autorului, doctorandului Mihai Octavian Groza, să fie acordat titlul științific de doctor în istorie. Foarte mulți colegii noastre pentru cuvintele aduse de analizate astăzi aici. În continuare voi da cuvântul domnului profesor universitar doctor Cornel Sigmirea de la Universitatea din Petru Mureș pentru a-și expune referatul de comunitate acest cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi membri în comisie, onorată asistență, domnule Mihai Groza, candidat la titlul de doctor în istorie. Am să dau citire, așa cum s-a recomandat referatului. În mod convențional, la 11 noiembrie 1918, când au încetat focurile de armă în mare război, s-a născut o nouă lume, vechile imperii s-au prăbușit. Austro-Ungaria s-a destrămat, dovedindu-se incapabilă să facă față aspirațiilor naționale, fiind aruncată într-un haos imposibil de controlat, din care au ieșit victorioase mișcările politice ale naționalităților. Marele război a fost un moment de cotitură în istoria Europei, care a modificat geografia continentului, a creat o altă mentalitate, pe fondul unor uriașe frustrări, a dispărut lume, și s-au născut noi idei umane. Din această perspectivă, lucrarea domnului Mihai Octavian Groza, Unirea Transilvaniei și Banatului cu legatul României, ideologie și acțiune politică, propusă ca teză pentru dobândirea doctoratului în istorie, reprezintă o cercetare despre dispariția Imperiului și întregirea României cu teritorii care până la 1918 au aparținut fostei monarhii dunărene, Transilvania și Banatul. Majoritatea cercetărilor consacrate actului de la 1918 sublinează ideea că unirea a fost rezultatul dezvoltării organice a națiunii, că discursul politic al liderilor români de atunci a fost o sinteză a concepției despre națiune, dezvoltat în secolul al XIX-lea, cu marile teme ale democrației universale, cum a fost principiul autodeterminării formulat politic de președintele Wilson în 1918. Principiul care a triumfat la sfârșitul primului război mondial. O concluzie care reflectă corect momentul apoteutic al anului 1918. Dar drumul spre Marea Unire a fost mult mai complicat, așa cum rezultă din reconstituirea domnului Mihai Octavian Groza. În acest sens este relevant eseul bibliografic propus de autor, dedicat unui secol de istoriografie greu de sistematizat, o perioadă în care s-au perindat mai multe regimuri politice, peste 40 de ani un regim totalitar de stânga, când discursul istoric a fost modelat de ideologia marxist-leninistă impusă de ocupant. Astfel, de la inițiativele din perioada interbelică propuse de mari istorici, cum a fost opera lui Ion Lupaș, s-a ajuns la minimalizarea aproape totală a momentului Unirii. Lupta comunismului cu vechiul regim insistă autorul tezei s-a răspuns și la adresa istoriografiei printr-o adevărată luptă cu istoria. De altfel, istoria ca știință alături de științele juridice a suferit cel mai mult în regimul comunist, fiindcă pe discursul ei, adus mereu la zi, regimul dorea să se legitimeze. Autorul analizează apoi perioada de liberalizare a istoriografiei din anii 60, când apar primele sinteze mai generoase față de 1 decembrie 1918,
atât prin contribuția istoricilor care au supraviețuit anilor 50, cât și printr-o nouă generație care se separă de vechea breaslă a istoricilor dogmatici. Așa se va întâmpla și la Neobrești, dar când, din păcate, pe fondul crizei regimului, a avut loc o etatizare a discursului istoriografic, eroii fiind evocați ca strămoși ai regimului comunist, iar liderii social-democrați, de exemplu, erau prezentați ca militanți precursori ai regimului comunist. O mare parte a eseului bibliografic este dedicat, firesc, istoriografiei postcomuniste cu contribuții majore la istoria zilei de 1 decembrie, cu reconstituiri care au asimilat noul discurs asupra națiunii, a construcției națiunii din istoriografia occidentală. Considerăm că cea mai importantă contribuție a teoriei o reprezintă reconstituirea finalului Imperiului, mai ales prezența unităților militare române la triumful mișcărilor politice care au guvernat viitoarea pace, concret constituirea și activitatea Senatului Militar Român Central al ofițerilor și soldaților din Viena, a Legiunii Române din Praga și a Gărzii Naționale Române a Marinarului de la Polona. Românii demonstrau, prin implicarea în evenimentele care prefațau sfârșitul Imperiului, creat în peste 400 de ani, că popoarele mici, popoarele fără istorie, cum le numea Engels, reintrau în istorie. În fond, lucrarea propusă pentru dobândirea doctoratului în istorie demonstrează conectarea națiunii române prin liderii săi politici, atât din PNR cât și din PSD, la istoria, la ora istoriei universale. Prin celebra schiță asupra păcii, enunțată în cele 14 puncte de președinte Wilson, la 8 ianuarie 1918, în fața Congresului Statelor Unite, la punctul 9 se făcea referire la reajustarea frontierei Italiei în baza principiului autodeterminării naționalităților, iar la punctul 10 erau incluse și popoarele Imperiului Austro-Ungar în formula autodeterminării, cu mențiunea că la ora aceea, Wilson opta pentru federalizarea Austro-Ungariei după model american și nu pentru dezmembrarea ei. Principiile wilsoniene însă au avut un imens impact în rândul elitei românești și a celorlalte minorități. A fost însă meritul elitelor din Europa Centrală și inevitabil mersul războiului că intențiile președintelui Statelor Unite s-au schimbat în favoarea națiunilor. Constituirea Consiliilor Naționale și a Gărzilor Naționale, precedate de crearea Consiliului Național Român Central, Declarația de Independență, cum se mai numește Declarația de la Praga, din 12 octombrie, sunt argumente în favoarea prezenței românilor la evenimentele istorice de la sfârșitul războiului. În fond, citirea declarației în Parlamentul de la Budapesta, în 18 octombrie, se făcea în contextul lansării de către Împăratul Carol I, la 16 octombrie, a manifestului către popoarele mele credincioase, care conținea o formulă federală de organizare pe baza autonomiilor naționale a popoarelor din Imperiu. Ori prin declarație, liderii români, pe temeiul dreptului firesc al fiecare națiune, de a dispune și de a-și hotărâ singure soarta, revendicau dreptul românilor din monarhie de a fi reprezentați la viitorul Congres General al Păcii. Momentele de la sfârșitul războiului pun în evidență, prin prezentarea domnului Groza, capacitatea elitei românești de a răspunde la provocările generate de desfășurarea alerta istoriei, cum a fost proclamarea Republicii Populare Ungare Independente la 1 noiembrie, sau răspunsul elitei românești la mesajul secretarului de stat al Statelor Unite, Robert Leslie, din 5 noiembrie 1918 privind recunoașterea drepturilor românilor de a-și desăvârși unirea. Deosebit de relevante pentru înțelegerea evenimentelor de la sfârșitul războiului sunt detaliile introduse de autor în prezentarea modului de constituire a gărzilor naționale și mai ales activitatea acestora, devotamentul absolut al românilor pentru cauza națională. De asemenea, este importantă pentru reconstituirea momentului din toamna anului 1918 prezentarea conflictelor, uneori violente, atât cu caracter național cât și social, o consecință a războiului, a pierderii încredere în fostele autorități. După 11 noiembrie s-a născut un adevărat război pe timp de pace,
un simț al dreptății care genera dorința de a pedepsi pe toți dușmanii, real sau imaginar, Mihai Octavian Roza, reconstituind drumul de la Marele Război la mult așteptata pace. De asemenea, a evidențat prestigiul de care se bucurau liderii în rândul românilor prin transferul de autoritate intermediat de cele două biserici, de la vechiul statut, de la vechiul stat la elitele politice reunite în Consiliul Național Român. Istoricul Mihai Octavian Groza integrează aproape toate dosarele momentului de la 1918, teza de doctorat, propunând o lectură proprie, originală a evenimentului. În acest sens este apreciabilă lectura ședinței preliminare din 30 noiembrie 1918, la care Vasile Goldiș a prezentat textul proiectului de rezoluție, care a servit ca bază pentru discuții, din care a rezultat de altfel textul final al adunării naționale, polemicile dintre lideri privind statutul provizorul a Transilvaniei în viitorul stat național. Avem astfel una din cele mai complexe reconstituiri ale evenimentelor din 1918 din istoriografia noastră, opera unui istoric de vocație. O lucrare care se marcă prin bogata bibliografie consultată, impresionantă, și capacitatea de valorificare a ei, importanța documentelor de arhive consultate și integrate în reconstituirea epopeii din toamna anului 1918. Punerea în evidență a sentimentului național, devenind la sfârșitul războiului o adevărată teologie, care a solidarizat națiunea, dezarmând orice efort de menținere a integrității teritoriale a Ungariei. Unirea a fost contestată doar de un grup minuscul, o dizidență desprinsă din PSD, din Partidul Social Democrat al Transilvaniei, intitulată Facțiunea Socialistă Internațională Română din Transilvania, Banat și Ungaria, care într-un congres ținut la Budapesta, noaptea de 31 ianuarie 1918, a considerat că românii din Ungaria, Transilvania și Banat să alcătuiască un stat federal independent sovietic. Socialdemocrația română, adepți ai Socialdemocrației Europene, a militat pentru unirea Transilvaniei. De exemplu, Ioan Fluieraș, Eleonora Lemeni, Rozvan și publicistul Emil Isaac s-au dovedit foarte eficienți în timpul conferinței de pace de la Paris, contracarând în parte influența socialiștilor maghiari asupra internaționalei socialiste. Atunci, în 1918, românii au fost seduși de ideea unirii. Națiunea era considerată sacră. A fost un moment unic. Nu a mai fost, mărturisesc, sincer, și pot să-i contrazic, dar îl prefez. Deci nu a mai fost și nu s-a mai repetat niciodată așa ceva în istoria noastră. Inspirată prezentarea a biografiei liderilor politici de la 1918, prin modul de creonare a profilului biografic, Mihai Octavian Groza, demonstrându-ne ceea ce remarca în secolul al XIX-lea Thomas Carlyle, și anume că istoria este esența unui șir nesfârșit de biografie. În concluzie, domnul Mihai Octavian Groza ne oferă o cercetare originală, argumentată, o sinteză despre istoria unei zile, 1 decembrie 1918. Prin urmare, propun acordarea doctoratului în istorie autorului teze Unirea Transilvaniei și Banatului cu Regatul României, ideologie și acțiune politică, anticipând sentința Comisiei, chiar îmi felicit. Mulțumim mult, domnule profesor. În continuare, îi dăm cuvântul domnului conferențiar în Universitatea Sud, colegul nostru, Gheorghe Grujă, pentru a-și expune prezentarea Universitatea. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai comisiei, stimate candidat, distinsă asistență, voi da citire referatului și congăduința domniei voastre peste anumite pasare. Deja mă văd pe identice cu ce s-a prezentat până aici, îmi voi permite să trec mai repede. Astfel,
Unirea Transilvaniei și a celorlalte teritorii românești din fosta monarhie dunăreană, proiectul regat al României la sfârșitul primului război mondial, este o temă care de-a lungul timpului a fost îndelung vizitată de atenția și interesul istoricilor și a beneficiat de abordări din multiple perspective. Cu toate acestea, teza de doctorat, asupra căreia am fost invitat să reflectăm, demonstrează că și la peste un secol distanță de la evenimentele, un subiect de asemenea factură mai poate fi ofertant pentru cercetarea de specialitate. Apropiat de un asemenea subiect care beneficiază de o cantitate de literatură atât de respectabilă, poate fi stimulativă și pentru studiu altor subiecte asemănătoare și presupune, în același timp, un anume curaj din partea cercetătorului care îi se dedică. Nu ne îndoim că Mihai Octavian Groza a fost conștient de aceste minime precauții când a pornit la drum cu tema de cercetare pe care a finalizat-o prin teza de doctorat supusă astăzi spre analiză în ședință publică. Cititorul acestei teze are posibilitatea să întâlnească încă de la început, în considerațiile introductive, un autor care știe să formuleze în mod pertinent și riguros întrebările de cercetare și să-și organizeze logic și bine structurat șantierul de lucru. Interogațiile și limitele menționate ale cercetării, precum și obiectivele pe care le angajează în partea introductivă, se regăsesc apoi concretizate în cele 5 capitole sub forma cărora se desfășoară pe larg cercetarea propusă. Cele trei finalități majore ale tezei, urmărite apoi sistematic pe parcursul celor 5 capitole, sunt enunțate încă de la început. Faptul că lucrarea își propune să realizeze o sinteză a evenimentelor din ultimele luni ale anului 2012, care au avut ca încununare hotărârea de unire din ziua de 1 decembrie 2018, apoi analiza istoriografică pe care autorul și-o propune cu privire la scrierile care s-au ocupat de problematică în timpul de peste un secol de atunci și până astăzi, și în al treilea rând, contribuții documentare cu referire la unele aspecte din desfășurările de fapte ale acelei perioade. Capitolul 1 se ocupă de istoriografia aferentă teme alese de cercetare. Teme de cercetare alese. Având în vedere cantitatea enormă și mare diversitate de literatură care s-a ocupat în răstim de mai bine de un veac de evenimentele studiate în lucrare, autorul a ales pe bună dreptate să nu expedieze la modul facil, așa cum și mărturisește de altfel istoriografia problemei prin plasarea ei din capitol introductiv ori într-o altă formă de tratare minimalistă, ci îi dedică în trei capitole. Organizează acest delungat parcurs istoriografic în mod previzibil în perioadele mari ale istoriografiei românești contemporane de după prima conflagrație mondială, cărora le dă forma unor secțiuni distincte din cuprinsul acestui prim capitol. De ce neinterbelice sau perioada istoriografiei justificative, instrumentalizarea scrisului istoric din perioada totalitarismului comunist și respectiv etapa liberalizării scrisului istoric din 1990 până în prezent. Sunt trecute în revistă și comentate lucrări de referință, contribuții importante și relevante la studierea problematicii, contexte istorice, politici, culturale și condiționări ideologice care au avut impact asupra scrisului istoric românesc în ansamblu, fără a ajuta în mod evident o temă atât de vizibilă a istoriei noastre contemporane precum Marea Unire. Pe lângă analiza istoriografică, durată lungă, pertinentă și riguros realizată între aspectele care pe care dorim să le remarcăm din cuprinsul acestui capitol ar fi faptul că se valează lucrări și instrumente de lucru utile pentru studierea temei mai puțin cunoscute și folosite astăzi, așa cum este prima bibliografie a Unirii de 1918, editată cu ocazia semnului centenarului în anul 1968 de istorice Ștefan Pascu și Marcel Șterban, sau faptul că se poziționează în mod critic printr-o analiză pertinentă, nu numai cu privire la impactul devastator al paradigmei roleriene asupra istoriografiei române din perioada obsedantului de cer, ci și în legătură cu abordările și teoriile discutabile de dată mai recentă ale istoricului Lucian Boia. Contribuția fruntașilor români de orientare politică social-democrată din Transilvania și Ungaria la înfăptuirea Marii Uniri este un aspect de care doctorandul și-a propus să se ocupe în mod sistematic încă de la început din capitolul care se ocupă de analiza istoriografică. Este un element notabil al lucrării, o contribuție importantă și originală pe care o aduce teza, în primul rând, prin periodizarea pe care o propune, apoi prin analiza critică a deformărilor ideologice la care a fost supus acest subiect în perioada 1948-1989. Plecând de la o expresie consacrată Finis Austriei, capitolul al doilea multe investigația din Transilvania în alte părți ale Imperiului, urmărind ceea ce numește ofensiva proiectelor naționale, fără să abandoneze însă problematica românească. În esență, acest capitol se ocupă de
trei structuri de putere, Senatul Militar Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena, Legiunea Română din Praga și Garda Națională Română a Marinarilor de la Pola, care sunt bine prezentate cu ajutorul unei documentații ample, formate dintr-o bogată literatură secundară, presă de epocă și material arhivistic. Am mai adăugat aici doar faptul că, pe lângă capacitatea românilor din fosta armată imperială chezaro-croiască de a se organiza în baza principiului național, în contextul de excepție a unui imperiu ajuns de acum la un amur irreversibil, cele trei studii de caz contextualizate foarte bine în evoluția de ansamblu a evenimentelor din fosta monarhie dualistă sunt de asemenea semnificative pentru prăbușirea realismului dinastic și a atașamentului pentru imperiu a popoarelor aflate atunci sub scenă preparatului rege și replierea și solidarizarea lor în jurul proiecte naționale majore care implicau toate, fără excepție, despărțirea de Austro-Ungaria. În continuare, capitolul 3 al tezei este de asemenea unul foarte bine structurat, foarte bine documentat. Am remarcat aici pentru a nu prezenta pe lat, întrucât evaluarea mea coincide cu cea de vorbitorilor mei, problema violenței în toamna anului 1918, o violență populară, violență de tip revoluționar, pe care doctorandul mai întâi o contextualizează foarte bine, sub aspect metodologic, făcând referire la lucrări de referință din istoriografie internațională, cum este Michel Borrell, care vorbește de abordarea elitelor, abordarea maselor, mentalitate de tip revoluționar, de asemenea de ceea ce simbolic se întâmplă atunci la spargerea lumilor, cum se exprimă un document de epocă, prin distrugerea simbolisticii, a însemnelor de autoritate publică, ale Imperiului, răfuieri și răspuneri cu funcționarii, dintre care cei mai vizați erau notarii comunali, și alte aspecte de cazuistică pe care le surprinde foarte bine cu material din presă, cu material arhivistic, o seamă de cazuri relevante în acest sens. Capitolul 4 continuă pe zona structurilor românești de putere care au asigurat tranziția de la Imperiu la noile realități statale și au asigurat cadrul necesar de putere pentru exprimarea plebiscitului. Cadrul necesar pentru exprimarea plebiscitară a voinței românești de unire. De această dată este vorba de consiliile și versiile naționale din teritoriu, la nivel de comunitate, orașe și comune rurale, sub coordonarea Consiliului Național Român Central de la Arad. Era un efort de proporții de preluare imperiului, cum se spunea în epoca, un demers de organizare românească fără precedent, prin amploarea sa, un fost imperiu dunărean, anticipat peste timp, am putea spune, la modul simbolic, de efortul de organizare a românilor din Transilvania în prefecturi și regiuni în anii Revoluției de la 1848-1849. Acest efort de organizare de mari proporții și-a dovedit utilitatea și perspectiva întrunirii Marii Adunări de la Alba Iulia din ziua de 1 decembrie 1918, unde gărzile naționale au asigurat securitatea întregii desfășurări, remarcându-se în acest sens Garda Națională din Alba Iulia, condusă de capitanul Florian Medrea. Important în economia lucrării și relevant pentru sub raportul contribuției științifice pe care atunci este capitolul 5 și ultimul al tezei de doctorat, pe care autorul a intitulat semnificativ Drumul spre Alba Iulia, ideologie și acțiune politică. Ar fi de remarcat aici mai întâi acribia și consistența datelor care stau la baza unui moment important, tratativele de la Arad din 13-14 noiembrie, foarte bine prezentate în desfășurarea lor pe baza presei din epocă și a literaturii secundare. Sintetizând informații din presa epocii și din istoriografia temei, acest capitol ne oferă reconstituiri sintetice ale desfășurărilor de excepție care au pregătit și s-au finalizat prin decizia luată la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918. Sunt prezentate astfel în sinteză convocarea și pregătirea Marii Adunări, desfășurarea acestea și proclamarea Unirii, reflexii și comentarii pe marginea discursului ținute la Alba Iulia cu această ocazie. Important și binevenit este ultimul subcapitol al acestui capitol 5, dedicat ceea ce doctorandul numește cristalizarea ideologiei naționale a Marii Unii, care este realizat pe baza documentelor programatice fundamentale ale acelui moment istoric, începând cu declarația privind dreptul de autodeterminare a României din Transilvania, declarația de Oradea, și continuând cu manifestul Revoluția Învins, cu documentul către popoarele lumii.
Avem aici o analiză bine făcută care scoate în evidență conceptele fundamentale folosite în aceste documente, ideile mai semnificative și importanța lor, o analiză care merită să fie făcută, în opinia noastră, la dimensiuni mai extinse. Mihai Octavian Groza a făcut dovadă cu prisosință că deține o formație de cercetător îndelung exersată, bine consolidată, lucru probat de altfel de activitatea sa științifică remarcabilă din perioada doctoratului. În acest sens, trebuie spus că teza de doctorat nu este în cazul său o reușită singulară, ci o etapă avansată din desfășurarea unui șantier de cercetare mai amplu la care lucrează de mai mulți ani, din care a publicat până acum numeroase contribuții științifice dedicate prezenței românilor ardeleni în primul război mondial și la Marea Unire. Doctoratul a publicat în anii de stagiu numeroase studii și articole dedicate subiectului de cercetare doctorală, volume monografice, documente și memorialistică. Mihai Octavian Groza, am spune că este unul din istoricii tineri de excepție a generației sale, care nu s-a limitat la investigarea trecutului în tigna solitară a arhivelor și bibliotecilor, ci a organizat numeroase manifestări științifice și a înființat reviste pe care a reușit să le acrediteze în baza de date internaționale. După numeroase contribuții punctuale privind România ardeleni și Marele Război, respectiv pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri, Mihai Octavian Groza a ajuns în mod firesc la etapa sinteze pe care subiectul sine o reclama, într-un fel, sinteza evenimentelor din toamna Marii Uniri, fiind una din contribuțiile substanțiale ale tezei de doctorat, alături de analiza istoriografiei, temei și de numeroase contribuții documentare pe problematici aferente subiectului, așa cum anticipam încă de la începutul acestor rânduri. Relevantă și sugestivă pentru amploarea și consistența șantierului de cercetare pe care se sprijină lucrarea de doctorat este și secțiunea finală, care conține aproape 60 de pagini de bibliografie. Secțiunea precedentă, în schimb, concluziile cu mai puțin de 3 pagini, este mult prea suficientă pentru o lucrare care numără în total 300 de pagini, drept pentru care recomandăm doctorandului ca în faza de pregătire pentru tipara tezei de doctorat să revină asupra lor și să le amplifice. Întemeiat pe aceste considerente și ținând seama de calitatea științifică a tezei de doctorat și de competențele de profesionalismul autentic în zona cercetării științifice pe care doctorandul le deține, ne pronunțăm cu toată convingerea pentru acceptarea lucrării în vederea susținerii publice și, de asemenea, propunem ca autorului tezei, domnul Mihai Octavian Groza, să-i se acorde titlul științific de doctor în istorie și în felicitare. Trecem la următoarea etapă din susținerea publicatorii de doctorat și o să rog pe colegul nostru, candidat la titlul de doctor în istorie, domnul Mihai Groza, să răspundă, dacă poate și cred că poate, observațiilor comisiei de doctorat. Mulțumesc! Domnul profesor, vă mulțumesc pentru cuvintele rostite pe marginea acestei teze de doctorat. Sigur că laudele sunt peste măsura așteptărilor. Mă așteptam să fiu mult mai criticat. Îmi asum micile observații și promit că în varianta editată a acestei teze voi ține cont de toate cele semnalate și voi adăuga acele completări de care am vorbit pe parcursul prezentării mele. Mi-aș fi dorit, bineînțeles, ca această teză să vină mult mai devreme, iar varianta publicată să se regăsească în această toamnă în librării, în această toamnă, când practic se încheie șirul manifestărilor dedicate centenarului. Peste câteva săptămâni, la 15 octombrie, vom celebra centenarul coronării celor doi suverani ai României mari, patronii spirituali ai aulei în care ne aflăm și noi astăzi. Vă mulțumesc pentru cele prezentate pe marginea tezei și, așa cum am spus, o să țin cont de toate sugestiile primite și varianta finala tezei va cuprinde și aceste modificări și completări ale tezei. Mulțumesc! Dacă
din sală, publicul are întrebări asupra acestei teme. Vă rugăm, aveți cuvântul. Domnul Ioan, vreau să se refere domnul Closa, m-a surprins și la despre Imperiul Dunărean, dacă poate să detaliază ce, ce se vrea să se... A, este o, este o altă denumire pe, pe care o folosim, pe care o folosim pentru a desemna Imperiul Austro-Ungar, Monarhia Austro-Ungar, monarhia traversată de fluviul Dunăre. A existat și alte planuri de extindere a acestei monarhii în zona balcanică. Alte întrebări, dacă sunteți? Vă rog. Stimați auditori, mă bucur să particip la un astfel de eveniment și să fiu sincer, mă simt mai emoționat decât Mihai, susținătorul Totoar. Nu am căderea să fac referire asupra conținutului lucrării, dar o am asupra lui Mihai, pe care îl cunosc de mai mult timp și de care m-am simțit atașat. Am apreciat întotdeauna interesul său cognitiv pentru ale istoriei. Să doresc să cunoști este o intenție pe cât de nobilă, pe atât de grea. Este un lucru anevoios, un drum lung, cu satisfacții, dar și cu dezamăgiri. Să urci treptele cunoașterii, fără să abandonezi, cere o structură aparte a personalității, și Mihai o are. Deși fiecare pas urcat este greu în cunoaștere, nu s-a oprit știind că de acolo de sus totul este superb, iar satisfacția cunoașterii nu poate fi egalată de nicio altă. Mihai este perseverent, răbdător și nu și-a recupețit energia lăuntrică pentru o cauză spirituală, intelectuală, învenind totul în valori morale, tot mai puțin apreciate azi. El, autorul tezei prezentate, a intrat în sfera înțelepciunii, prin aspirațiile ideale ale spiritului și prin virtuți îmbrăcate în bunătate, demnitate și respect față de propria persoană. Gândul lui Pascalian, după care ceea ce constituie măreția omului este mintea sa înțelegătoare, peste care se suprapune puterea de a se depăși mereu pe sine însuși, creind în ciuda indiferenței o lume tot mai rațională, mai dreaptă, mai bună, mai frumoasă. De altfel, de astfel de sentimente l-am văzut animat pe Mihai. Îl felicit și urez multă putere de muncă în continuare și să rămână același om pe care l-am cunoscut noi, voștri lui colegi, profesori. De asemenea, îmi permit ca să felicit și pe părinți pentru buna educație care i-a dat lui Mihai. Vă mulțumesc! Alte intervenții sau observații, vă rog, vă rog, doamne, poftiți. Un mare om a Galului și a României a spus: laudă semințelor, celor de față și în veci tuturor. Reverență tuturor celor prezenți aici pentru faptul că au venit să asculte, să înțeleagă, să cuprindă cuvintele pe care Mihai le-a pritocit de-a lungul atâtor ani, le-a pus între paginile unei teze de doctorat și cu emoția nemaipomenită pe care a manifestat-o, mi le-a prezentat, făcându-ne să înțelegem că un tânăr poate să pășească pe calea
înțelepciunii, cum a spus domnul profesor. Eu nu pot să spun decât că îl felicit. Că îi felicit pe toți cei prezenți aici, că se implică în căutarea rădăcinilor care ne-au făcut ceea ce suntem astăzi. Eu spun, căutați în țărână, acolo este adevărul și esența noastră. Nu sunt specializată în istorie. Mă pricep la genetica animală. Dar nu puteam să nu spun aceste cuvinte. Și mai ales, nu puteam să nu amintesc că Mihai Groza, tânărul Mihai Groza, mi s-a lipit de suflet, ca să spun așa, în momentul în care a avut inițiativa de a reînvia spiritul Astrei la Sebeș, acolo de unde și are rădăcinile și Vasile Moga, și acolo unde mulți așteptau acest eveniment, dar trebuia să vină tânărul care să pună pe urmele lui truda iniției despărțământului Vasile Moga al Asociațiunii Astrei. Au fost de față, cum sunt și acum, domnul Papu, doamna Cerga și mulți alții, și cu toții ne-am bucurat și i-am stat alături. Am acceptat să fiu unul din membrii fundatori și vreau să spun că activitatea pe care Mihai duce în cadrul nostru, activitatea lui de președinte a despărțământului Vasile Moga, este încă un efort lăudabil și pentru tot ceea ce face, pentru spiritul astrist, pentru cercetarea istorică, nu am de spus decât reverență, copile. Toate cele bune și sănătate la voi. Mulțumim tuturor celor care au intervenit. În continuare, comisia se retrage pentru deliberare. Stimații colegi, candidatea tuturor, stimați invitați, ținând cont de rapoartele de evaluare ale tezei de doctorat și de constatările din timpul susținerii publice a acestea, comisia a deliberat și a hotărât de a-i se acorda titlul de doctor în istorie domnului doctorat Mihai Groza și calificativul excelent. Trebuie să spunea la excelent calificativul suma cum laude, adică cea mai înaltă recunoaștere. Depășindu-și actualul trucător care a luat la magna cum laude. Felicitări! Mulțumim încă o dată pentru prezența noastră astăzi aici și colegului nostru, istoric de astăzi, cu drepturi de pline, îi urmăm succes.